Dragi prieteni, în această ocazie vă invit din nou să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă împărtășesc câteva lucruri importante, iar subiectul pe care vom studia împreună are de-a face cu pregătirea noastră pentru evenimentele finale. Motivul pentru care m-am gândit să vă prezint acest mesaj este, în primul rând, pentru că îl consider un adevăr prezent pentru timpurile noastre. Și nu doar acest motiv, dar călătorind încoace și încolo, prin diferite locuri, chiar și în afara țării, am observat un lucru și aș dori să atrag atenția sau să trag un semnal de alarmă în privința aceasta pentru toți aceia care, cu adevărat, doresc să se pregătească pentru venirea lui Iisus. Aș vrea, în primul rând, să ne amintim ceva despre Domnul Iisus Hristos. Vă invit să deschidem în Filipeni, capitolul 2. Filipeni, capitolul 2. Și vom citi de la versetul 5. Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Iisus. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Lucru pe care îmi doresc să-l vedem în această ocazie, într-un mod foarte clar, este cu privire la exemplul Domnului Iisus Hristos. Biblia ne spune că Iisus Hristos n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși. Putem discuta multe lucruri despre ceea ce înseamnă această expresie, și anume faptul că Iisus s-a dezbrăcat pe sine însuși, dar nu vreau să zăbovesc acum asupra acestui subiect, însă o singură remarcă aș vrea să fac în dreptul acestui pasaj, și anume, Domnul Iisus Hristos a părăsit cerul. El a părăsit acel loc minunat, plin de slavă, plin de strălucire. Din descrierea pe care o face Sfânta Scriptură, cerul este un loc deosebit. Este un loc din care nu ți-ai dori să pleci niciodată. Este un paragraf în care Sora Oaie spune, dacă noi am putea ajunge în ceruri pentru o singură ocazie, și am putea să vedem cum este cerul, noi n-am dorit niciodată să ne mai întoarcem înapoi pe pământ. Și atunci stau și mă gândesc, de ce Domnul Iisus a ales să părăsească acel loc frumos, minunat, unde toți îngerii se închinau înaintea lui și îi aduceau slavă și mărire? Cum de a fost motivat Domnul Iisus să facă acest gest față de noi? Să vină în lumea aceasta întunecată, plină de durere, de suferință, de păcat? Ce l-a determinat să facă lucrul acesta? Prieteni, este un singur lucru. Ceea ce l-a făcut pe Iisus să vină aici în lumea noastră este pentru că noi ne iubește atât de mult pe fiecare dintre noi. El te iubește pe tine și mă iubește pe mine. Iubirea cea mare a lui Dumnezeu a făcut ca El să părăsească curțile cerești și să vină într-o lume a păcatului. Însă ceea ce vreau să observați este că Iisus a lăsat toate aceste lucruri extraordinare, minunate. Străzile acelea de aur, atmosfera cerească. Și a schimbat locul acela cu un loc, cu o casă umilă aici pe pământ. Și apoi, nu cred că este ceva nou pentru noi, dar în momentul în care Domnul Hristos a făcut acest lucru, El a venit în lumea noastră ca un om simplu, sărac, umil. Haideți să citim o imagine cu privire la lucrul acesta. Isaia, capitolul 53. Profeția despre Domnul Iisus Hristos, despre viața Lui pe acest pământ și lucrarea pe care urma să o facă. Aș dori să citim versetul 2 și versetul 3. El a crescut înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile, ci înfățișarea Lui n-avea nimic care să ne placă. Nici frumusețe, nici strălucire. Cu alte cuvinte, viața Domnului Iisus pe acest pământ a fost o viață de lepădare de sine,
El a trăit o viață simplă. Viața lui a fost caracterizată de sărăcie și lipsuri. Și nu pentru că Domnul Iisus Hristos nu muncea, nu pentru că era inactiv sau leneș. Nu, dragi prieteni. Ci așa a fost viața lui pe acest pământ, pentru că El este exemplul nostru. Și vom înțelege spre sfârșitul acestui mesaj de ce accentuez această problemă importantă. Acum vreau să vă puneți o întrebare. Haideți să citim și versetul 3. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la El și noi nu l-am băgat în seamă. Observați, Domnul Iisus Hristos nu avea nimic care să ne atragă privirea, așa ne spune Sfânta Scriptură. Era disprețuit de oameni. Oamenii chiar își întorceau fața de la El. Oare de ce Domnul Hristos a ales să trăiască în aceste condiții? De ce a ales El o asemenea viață plină de greutăți, lipsuri, sărăcie, când a venit pe pământ în lumea noastră? Nu putea Iisus să vină asemenea unui împărat. De fapt, știți că acesta este motivul pentru care poporul său din vremea aceea l-a respins? Pentru că ei se așteptau ca Iisus să vină asemenea unui împărat puternic și să-i elibereze de sub asuprirea romanilor. Însă Domnul Hristos avea cu totul alt plan. El s-a născut într-un staul. Chiar și nașterea Lui ne descoperă acest lucru pe care încerc să-l transmit, și anume starea umilă și sărăcăcioasă în care Domnul Iisus Hristos a născut, în care El a venit în lumea noastră, prin care El a venit în lumea aceasta. Și, dragi prieteni, aceasta este o lecție extraordinar de importantă pentru noi astăzi. Pentru că, într-adevăr, dacă noi urmăm viața lui Iisus de la Betleem până la cruce, vom vedea că aceeași sărăcie, aceeași lipsă, aceeași umilință l-a caracterizat pe Domnul Hristos în toată viața Lui pe acest pământ. Iar noi, cei de astăzi, care ne numim creștini, adică urmașii ai Domnului Hristos, suntem chemați să umblăm pe aceeași cale a Domnului Hristos. Am o întrebare importantă. Și fiecare aș vrea să ne gândim în momentul acesta la următorul lucru. Câți dintre noi, prin viața pe care o trăim noi astăzi, pe acest pământ, da, în secolul 21, da, în secolul acesta al dezvoltării continue, da, din toate punctele de vedere, câți dintre noi trăim în armonie cu principiile Cuvântului lui Dumnezeu și în armonie cu viața pe care a trăit-o Domnul Hristos pe acest pământ? Câți dintre noi am putea să ne identificăm și să fim foarte aproape, da, de viața pe care a trăit-o Domnul Iisus Hristos? Dragi prieteni, dacă stau și mă gândesc personal la mine, eu am mai multe haine decât a avut Iisus. Biblia spune că Iisus a avut o singură haină. Eu am mai multe haine decât Iisus. Iisus n-a avut nicio mașină. Da, sau echivalentul pe timpul acela, n-a avut nicio cămilă, niciun cal, niciun măgar. N-a avut așa ceva. El mergea pe jos. Biblia ne spune că El umbla din loc în loc. Domnul Hristos n-a avut nici măcar unde să-și pună capul. N-a avut o casă. Dacă încercăm să ne comparăm cu Domnul Iisus Hristos, fiecare dintre noi suntem cu mult mai bogați și cu mult mai bine decât a fost Domnul Iisus Hristos. Avem tot ce poate oferi viața aceasta și tot confortul chiar necesar pentru viața aceasta. Însă Domnul Hristos nu le-a avut. Și, prieteni, stau și mă gândesc acum. Pentru toți aceia care sunt sinceri în inima lor și urmează pe Domnul Hristos pas cu pas în experiența aceasta, în călătoria noastră către ceruri, către împărăția lui Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi vom ajunge în acest punct în care va trebui să luăm o decizie. Fie să-L urmăm pe Iisus pe această cale a sacrificiului și a lepădării de sine, a umilinței, a sărăciei, a lipsurilor, fie vom continua să rămânem pe cealaltă cale, calea cea largă, pe care merge întreaga lume, și să avem tot confortul pe care ne-l oferă lumea aceasta, să avem toate mijloacele necesare pentru ca să ne facem viața cât mai ușoară. Fie vom alege una, fie pe cealaltă. Însă, conform acestui mesaj pe care îl citesc din Sfânta Scriptură, Domnul Iisus Hristos ne invită să-L urmăm pe El în experiența noastră. Și calea pe care a umblat Iisus este o cale îngustă, prieteni. Haideți să citim lucrul acesta. Matei, capitolul 7. Matei, capitolul 7, cu versetul 13 și 14, spune așa. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta,
Lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. De ce credeți că numai puțini oameni vor intra pe această cale îngustă? De ce sunt doar puțini aceia care o află? E cumva pentru că această cale este ascunsă de ochii oamenilor? Sau pentru că Dumnezeu i-a privilegiat doar pe unii să o găsească, iar pe ceilalți nu? Dragi prieteni, nu există predestinare. Dumnezeu n-a predestinat pe nimeni să fie pierdut. Sau n-a predestinat pe niciun om așa încât el să nu găsească calea vieții. O, intenția lui Dumnezeu este opusul. El vrea ca noi toți să găsim această cale și să umblăm pe ea. Dar care este motivul? De ce credeți că puțini o află și puțini o găsesc? E pentru că această cale este îngustă, prieteni. Și dacă ea este îngustă, înseamnă că nu poți să faci multe din lucrurile pe care tu ți le dorești. Cu alte cuvinte, trebuie să intri pe această poartă strâmtă și pe această cale îngustă și ea este atât de îngustă încât poate să intre doar un singur om pe această poartă, o singură dată. Iar omul care a intrat pe această poartă și care ne invită să mergem după el este Domnul Iisus Hristos. Iar a urma pe Domnul Iisus Hristos înseamnă a fi de acord cu principiile Lui și cu învățăturile Lui. Haideți să vedem care este învățătura Domnului Hristos cu privire la aceste două căi. Și în ocazia aceasta aș vrea să studiem în mod deosebit despre calea îngustă. Pentru că, prieteni, această cale îngustă duce către ceruri. Și ne interesează să vedem care sunt condițiile pentru ca noi să putem umbla pe această cale. Am să vă citesc o viziune pe care a avut-o sora White în anul 1868, în luna august, în timp ce se afla la Battleview. Spune așa: am visat că eram în mijlocul unui grup numeros de oameni. Câțiva dintre ei erau pregătiți și au plecat într-o călătorie. Căruțele noastre erau foarte încărcate, iar în timp ce mergeam, drumul părea că începe să urce. Aș vrea, dacă se poate, în timp ce citesc, să mă urmăriți, să urmăriți cu atenție această descriere a acestui viziune. Pe o parte a drumului era o prăpastie adâncă. Pe partea cealaltă se afla un zid înalt, nete și alb, asemenea pereților tencuiți și finisați a încăperilor unei case. În timp ce ne continuam călătoria, drumul devenea tot mai îngust și mai abrupt. În unele locuri părea atât de îngust încât am ajuns la concluzia că nu vom mai putea duce cu noi căruțele încărcate. În cele din urmă, am desrămat cai, am luat o parte dintre bagajele aflate în căruțe, le-am așezat pe cai și am pornit mai departe. Observați, în imaginea aceasta este prezentată această cale îngustă pe care călătorește poporul lui Dumnezeu. În momentul în care ei pornesc pe această cale, ei sunt încărcați cu bagaje, cu căruțe, cu cai, cu multe, multe lucruri. Dar pe măsură ce înaintează, spune că drumul a început să urce și apoi a început să se îngusteze. Și au ajuns într-un punct când ei au trebuit să renunțe la căruțele lor. Și au luat anumite bagaje pe care le aveau în căruțe și au continuat să călătorească, dar au renunțat la căruțe. Pentru că drumul se îngustează tot mai mult. Observați deja din această imagine că această cărare care duce spre ceruri, această cărare pe care a mers însuși Domnul Iisus Hristos și El este exemplul nostru al tuturor, este o cărare în care noi trebuie să îndurăm lipsuri, sărăcie și să fim într-o stare umilă, să trăim o viață simplă așa cum a trăit Domnul Hristos. Vreau să observați că pe măsură ce ne aintăm pe această cărare, cum am văzut și sora White în viziune, noi renunțăm din ce în ce mai mult la lucrurile pe care le-am avut. Uitați-vă ce spune mai departe. Pe măsură ce înaintam, calea continua să devină tot mai îngustă. Eram nevoit să mergem foarte aproape de zid ca să nu cădem de pe drumul îngust în prăpastie, în prăpastie adâncă. Bagajele de pe cai atingeau zidul, împingându-ne foarte aproape de prăpastie. Ne-a fost teamă să nu cădem și să fim zdrobiți de stânci. Atunci am dat jos bagajele de pe cai, iar acestea au căzut în prăpastie.
Am continuat să mergem călare, ajungând în locuri în care drumul era atât de îngust încât uneori ne era foarte teamă că ne vom dezechilibra și vom cădea. În asemenea momente, se părea că o mână invizibilă lua hățurile și ne conducea pe drumul periculos. Deoarece calea devenise mai îngustă, am hotărât că nu vom mai fi în siguranță mergând călare. Așa că am lăsat caii și am mers pe jos, unul după altul în șir, călcând fiecare pe urmele celuilalt. În acel moment, de pe vârful zidului alb și neted au fost coborâte niște funii subțiri. Noi ne-am prins imediat de ele pentru a ne ajuta să ne păstrăm echilibrul pe cală. Pe măsură ce ne continuam călătoria, funile se deplasau odată cu noi. În cele din urmă, cărarea a devenit atât de îngustă, încât am ajuns la concluzia că vom putea să mergem cu mai multă siguranță dacă vom renunța la încălțăminte. Așa că ne-am descălțat și am continuat să mergem așa o anumită parte a drumului. În curând, ne-am dat seama că am putea merge cu mai multă siguranță fără șosete și am renunțat și la acestea, continuând călătoria noastră desculți. Vreau să observați ceva, prieteni, în această descriere. Nu știu câți dintre voi ați citit vreodată această viziune, dar atunci când am citit și am meditat la această imagine, am înțeles prea bine care este mesajul pe care Dumnezeu vrea să-l transmită. Dacă noi ne numim creștini, adventiști de ziua șaptea, și suntem urmași ai Domnului Hristos și am intrat pe această cale care duce către ceruri, semnul că noi suntem pe calea îngustă și că înaintăm către împărăția lui Dumnezeu, știți care este, prieteni? Este că an după an, aș putea să spun chiar lună după lună, în viața noastră, se vede în mod foarte clar cum noi renunțăm la confortul din lumea aceasta. Prin asta nu vreau să spun că cineva acum trebuie să vândă tot ce are, tot ce are și să trăiască în niște condiții foarte sărăcăcioase. Nu la asta mă refer, prieteni. Pentru că vreau să știți ceva. Între extrema din stânga și extrema din dreapta este un spațiu foarte mare. Adică extrema de dreapta ar fi ca eu să trăiesc într-un lux și o extravaganță, da? Ieșită din comun. Iar în partea cealaltă este să trăiesc într-o sărăcie lucie în care cu greu să-mi duc viața de pe zi pe alta. Și Dumnezeu nu vrea să se întâmple niciuna, nici cealaltă. Dar între cele două este un spațiu destul de larg în care noi putem alege, dragi prieteni, să fim în armonie cu voința lui Dumnezeu. Adică să ne aflăm în centrul voinței lui Dumnezeu. Iar voința lui Dumnezeu este în mod clar exprimată în cuvântul Său. Și despre lucrul acesta învățăm în această ocazie. Așadar, conform acestei imagini, observați că de la o lună la alta, de la un an la alta, la altul, în viața noastră ar trebui să se vadă un progres. Dar progresul nu înseamnă că noi să acumulăm mai multe bogății, să avem mai multe mijloace, să ne creăm o viață mai confortabilă în lumea aceasta. Nu, prieteni, este exact opusul. Noi trebuie să renunțăm la lucrurile luxoase, extravagante. Noi trebuie să renunțăm la încercarea de a ține pasul cu lumea și cu moda lumii acestea. Și când mă refer la modă, nu mă refer doar la îmbrăcăminte. Mă refer la faptul că este la modă astăzi să ai o mașină foarte scumpă, o casă foarte mare. Și de multe ori chiar în locul nepotrivit, în oraș sau știu în alt loc. Nu, prieteni, noi trebuie să ducem o viață umilă. Și Dumnezeu ne invită pe noi ca și creștini, ca adventiști de ziua șaptea, să reflectăm pe Domnul Iisus Hristos în modul în care trăim viața noastră. Observați, este un lucru interesant. Oricât de extravaganță am fi noi în ce privește viața noastră personală, oricât de scumpe ar fi ceasurile pe care le purtăm, oricât de scumpe ar fi articolele de pe noi, oricât de scumpă ar fi mașina pe care o conducem și casa în care locuim, sau locul de muncă pe care îl avem, oricât ar fi el de important și de bine plătit, vreau să știți că întotdeauna vor fi oameni care vor avea mai mult decât noi. Așa că noi nu putem să ne măsurăm și să ne comparăm unii cu alții și să stabilim un anumit standard. Standardul nostru este Cuvântul lui Dumnezeu. Însă nu uitați un lucru. Ceea ce spune Dumnezeu și ceea ce face lumea este total opus. Lumea aceasta merge într-o singură direcție. În lume este încurajată vanitatea, mândria, înălțarea de sine, bogăția, luxul, extravaganța. Toate lucrurile acestea le vedem împreună, da? În ceea ce reprezintă spiritul lumesc. Dar noi ca și creștini suntem chemați să fim diferiți. Noi suntem chemați la o viață simplă, la o viață modestă. Și cuvântul acesta, modestie,
Este un cuvânt pe care aș vrea să-l folosesc în această ocazie. Pentru că, într-adevăr, trebuie să reprezinte și să caracterizeze viața noastră de familie, ca individ și ca biserică. Dați-mi voie să încheie acest paragraf pe care l-am citit și aș vrea să vedeți ce s-a întâmplat într-un final. Vreau să aveți în minte din nou această călătorie a poporului Advent, pe această cărare îngustă. Atunci ne-am gândit la cei care nu se obișnuiseră cu lipsurile și cu greutățile. Oare unde erau ei acum? Am observat că nu se aflau în grup. La fiecare schimbare, unii erau lăsați în urmă și rămâneau doar cei care se obișnuiseră să suporte greutățile. Deci de câte ori se cerea un sacrificiu, unii rămâneau în urmă. De ce? Pentru că ei nu acceptau sacrificiul acela. Ei nu acceptau să umble pe calea aceasta umilă, a lipsurilor și a dificultăților. Ci ei alegeau o viață mai ușoară, mai confortabilă. Acum ascultați. Dificultățile drumului nu făceau decât să-i determine să fie mai nerăbdători să ajungă la capăt. Pericolul de a cădea de pe cale a devenit tot mai mare. Observați că cu cât ne apropiem mai mult de venirea lui Iisus, lucrul acesta este tot mai clar văzut în viața adevăraților copii al lui Dumnezeu. Drag prietene și drag frate, dacă tu te găsești în situația astăzi, în care acumulezi tot mai multe bogății și mijloace și în care tu îți permiți să risipești banii în toate felurile în care îți dorești, să te îmbraci foarte scump și extravagant, dacă tu ai început să mergi pe acest drum larg pe care merge întreaga lume și nu ții cont de ceea ce studiem în această ocazie, tu te afli într-un mare pericol. Pentru că toți cei care fac așa vor cădea în prăpastie. Vedeți, drumul acesta se îngustează și nu îți permite să înaintezi decât în măsura în care tu ești dispus să accepti ce spune Dumnezeu și să umbli pe această cale a sărăciei și a dificultăților. Și am spus lucrul acesta nu înseamnă că Dumnezeu ne cheamă să trăim într-o sărăcie lucie. Nu este lucrul acesta. Ci Dumnezeu vrea ca noi să trăim acea viață umilă. Acum, vom înțelege de unde vine această idee și acest gând. De ce Domnul Hristos ne-a învățat așa? De ce ne-a dat un asemenea exemplu? Și de ce este important ca noi să-L urmăm pe Iisus înainte de venirea Lui în această experiență? Vom înțelege în curând lucrul acesta. Vreau să ascultați. În această ultimă imagine spune așa. Deși mergeam lipiți de zidul alb, nu mai aveam unde să punem picioarele, deoarece drumul era prea îngust. Atunci ne-am prins aproape cu toată greutatea de funii, exclamând, suntem susținuți de sus, suntem susținuți de sus. Deci la un moment dat au ajuns într-un punct în care nici măcar drumul acela care a rămas foarte, foarte îngust, nu mai era suficient ca ei să înainteze. Era imposibil. Și atunci s-au prins de funile care fuseseră lăsate în jos de pe zidurile acelea înalte și au strigat, suntem susținuți de sus. Cu alte cuvinte, dragi prieteni, imaginea aceasta prezintă foarte clar faptul că noi vom ajunge în situația în care va trebui să fim într-o dependență totală de Dumnezeu în ce privește hrana noastră, îmbrăcămintea noastră, locul în care trăim și tot ce se va întâmpla cu viața noastră pe acest pământ. Noi trebuie să ajungem până în punctul acela încât să lăsăm totul și să ne sprijinim numai pe Dumnezeu, prin credință. Acum, vreau să vedeți că această imagine este într-un mod foarte clar descrisă în Apocalipsa. De fapt, dați-mi voie să vă duc într-o altă parte. Isaia, capitolul 33, aici este tot o profeție cu privire la timpul de strâmtorare. Da? Și profetul Isaia spune în felul următor. Isaia 33, cu 16. Mai întâi, versetul 15 spune, cel ce umblă în neprihănire, vorbește fără vicleșug și așa mai departe. Se referă la oamenii neprihăniți, ascultători de Dumnezeu. Neprihănit înseamnă a face ceea ce este bine. A face ceea ce este drept înaintea lui Dumnezeu. Spune că acela va locui în locurile înalte. Stânci întărite vor fi locul lui de scăpare. Îi se va da pâine și apa nu-i va lipsi. Imaginea aceasta ne aruncă undeva în viitor, chiar înainte de venirea lui Iisus pe nori cer. Este momentul timpului strâmtorării când cap plăcere. Iar în timpul acela, cuvântul lui Dumnezeu spune că noi vom locui în locurile înalte, în stâncile întărite ale munților. Un loc interesant să trăim, nu este așa, prieteni? Dar cum vom ajunge noi în locurile acelea, în stâncile munților? V-ați imaginat vreodată că va veni o zi când va trebui să trăiți în peșterile munților? Sau în stâncile, în crăpăturile stâncilor? V-ați imaginat lucrul acesta în mintea voastră? Credeți că va fi ușor să facem lucrul acesta?
Prieteni, eu nu cred că va fi ușor. Dar este cu atât mai greu cu cât noi nu suntem pregătiți să acceptăm mesajul acesta acum. Vedeți, Dumnezeu, mila și bunătatea Lui. Ne-a dat o solie și un mesaj care spune afară din orașe. Mergeți în locurile rurale, cumpărați o bucată de pământ și trăiți în mediul natural. De ce a zis Dumnezeu lucrul acesta, frații mei? De ce? Pentru că Dumnezeu vrea ca noi să lăsăm confortul din orașe. Dumnezeu vrea să lăsăm viața care este în oraș. Da, este poluare de toate felurile, și morală, și fizică, și din punct de vedere a sănătății. Dumnezeu vrea să lăsăm toate acestea și să ne le tragem la țară. Pentru că în mediul natural noi putem să fim mai aproape de Dumnezeu. Dar nu doar acesta este motivul. Dumnezeu încearcă să ne conducă printr-o perioadă de tranziție. El vrea ca noi să ne învățăm, să trăim cât mai simplu și mai modest posibil. Pentru că El știe că înainte ca să mergem la ceruri, înainte de a fi luați la ceruri, noi va trebui să trecem prin această experiență dureroasă, această experiență dificilă. Când vom fi chemați să locuim, să avem locuința noastră în stâncile munților. Eu nu știu cât confort poate să ne ofere nouă stâncile munților, dar sunt sigur că nu seamănă deloc cu confortul din casele noastre. Și Domnul Hristos știe că se va întâmpla lucrul acesta și El încearcă să ne pregătească treptat pentru acel timp. Imaginați-vă că a sosit vremea strâmtorării. Toată viața am locuit într-un apartament mare, cu toate în vârf butoane, dar și am căldură, am apă curentă, am tot ce-mi trebuie, da? Totul este la telecomandă. Și dintr-o dată acum eu trebuie să părăsesc locul acesta confortabil și să alerg și să locuiesc în vârful munților. Frații mei, vă dați seama că așa ceva va fi imposibil? Cum voi putea eu să fac această schimbare radicală, bruscă, în viața mea? Dar vă spun motivul pentru care n-aș putea să o fac. Și dacă voi fugi forțat de circumstanțe, motivul pentru care nu va fi posibil să o fac, știți care este? Pentru că eu nu voi avea suficientă credință să plec din acest loc și să am încredere că Dumnezeu se va grijă de mine acolo sus. Într-un mod miraculos. Și știți de ce nu voi putea să am încredere în Dumnezeu când face asta? Pentru că eu n-am avut suficientă încredere înainte ca să fac acești pași mai mici în a-L asculta pe Dumnezeu și a ieșit din oraș și a-L mutat la țară. Și dacă eu n-am avut încredere în Cuvântul lui Dumnezeu să împlinesc ce spune El în vremurile acestea când este mult mai ușor. Și Dumnezeu nu cere ca să facem niște lucruri extreme, prieteni. Dumnezeu ne cere ca treptat noi să facem schimbările acestea, pe măsură ce ne apropiem de împărăția Sa. Eu nu voi face niciodată pasul atunci când va fi cel mai greu. Este acea imagine care spune, dacă nu poți să te iei la întrecere cu un om astăzi și să-l biluiești, să-l întreci, cum vei putea tu să te iei la întrecere cu niște cai? Este imposibil, dragi prieteni. Așadar, în înțelepciunea lui cea mare, Dumnezeu a pregătit un plan prin care vrea să ne conducă pe toți prin acest program de lepădare de sine, de sacrificiu. Și acum aș vrea să vă arăt de unde vine lucrul acesta. Mergeți cu mine în Fapte, capitolul 3, și aș vrea să vedeți ceva despre Biserica Primară, Apostolică. Fapte 3 cu 6 este imaginea aceea când Petru și Ioan vin la templu într-un sabat dimineață și găsesc un om oloc care stătea la ușa templului. Și omul acesta cerșea. Auziți ce spune Petru omului în momentul în care o întinde mâna. Atunci Petru i-a zis, argint și aur nu am, dar ce am, îți dau. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și mâna. Deci Petru și Ioan nu aveau argint și aur. De ce? Pentru că membrii Bisericii Apostolice, Biserica Apostolică, aceea pe care a lăsat-o Iisus, să continue lucrarea lui, era o biserică săracă, prieteni. Ei nu aveau resurse financiare și mijloace cum avem noi astăzi. Erau săraci. Și este interesant de observat următorul lucru. Vreau să ascultați ce spune sora White în paragraful următor, cu privire la Biserica Apostolică. Și nu uitați, studiem despre ceea ce s-a întâmplat, dar noi vrem să vedem ce se va întâmpla acum, la sfârșit. Paragraful se găsește în Tragedia Evacuilor 464. Spune așa. Înainte de revărsarea finală a judecăților lui Dumnezeu peste pământ, în mijlocul poporului lui Dumnezeu, va avea loc o așa reînviorare a Evlaviei de la început, cum nu s-a mai văzut din timpurile apostolice. Ce vrea să ne spună acest paragraf? Acest paragraf vrea să ne spună că ceea ce s-a întâmplat în timpurile apostolice se va întâmpla la fel când va veni momentul încercării.
Cu alte cuvinte, prieteni, nu vă imaginați că biserica aceasta va încheia lucrarea într-un mod extravagant. Niciodată. Din contră, timpurile pe care le-au trăit apostolii se vor întoarce din nou și va fi mai rău și mai greu decât atunci. Dați-mi voie să vă citesc un alt gând, un paragraf, cu privire la acest lucru. Da, aici are de-a face cu lucrarea lui Dumnezeu în timpul din urmă. Ascultați cu atenție, Mărturii pentru pastor, pagina 300. Îngăduiți-mi să vă spun că în această lucrare finală, Domnul va lucra într-o modalitate foarte diferită de cursul firesc al lucrurilor și pe o cale întru totul contrară pe unui plan omenesc. Acum, spune așa citatul, Dumnezeu va folosi căi și mijloace prin care se va vedea că El este Cel care preia conducerea mâinile sale. Lucrătorii vor fi surprinși de mijloacele simple pe care le va folosi El pentru a duce la îndeplinire lucrarea neprihănirii sale. Deci lucrarea se va încheia prin niște metode foarte simple, prieteni. Aceeași imagine este adusă în atenția noastră. Și am spus că mesajul acesta se aplică individului, familiilor și bisericii ca întreg. Dumnezeu vrea să ne conducă în acest program. Și nu vă gândiți doar la faptul că noi ar trebui să facem niște schimbări în viața noastră personală. Chiar Biserica lui Dumnezeu ar trebui să fie foarte atentă la modul în care construiesc, la modul în care investesc în anumită aparatură, la ceea ce facem. Nu spun că nu trebuie să folosim tehnologia pe care o avem și să luăm aparatură bună pe care să o folosim. Dar există și acolo, dragi prieteni, există o limită și există un bun simț. Da? Pe care putem să-l avem fiecare dintre noi. Pentru că există posibilitatea ca eu să cumpăr un laptop pentru lucrarea lui Dumnezeu, da? Un aparat. Ca să folosesc la evanghelizare. Și eu aș putea să aleg să cumpăr un laptop care, de exemplu, costă 1500 de lei. 1500 de lei. Un laptop bun, din magazin, nou-nouț, cu garanție. Dar în același timp aș putea să aleg să cumpăr un laptop cu 1500 de euro. Care costă de nu știu câte ori mai mult. Dragi prieteni, observați care este problema noastră. Și este trist, dar lucrul acesta este adevărat. Vă spuneam că mergând din loc în loc am observat lucrul acesta. Observ diferențele dintre anumite zone în care oamenii sunt foarte săraci, abia că reușesc să se descurce de pe o zi pe alta, în timp ce alți frați ai noștri din alte locuri se lăfâie și își satisfac plăcerile personale prin bogății și prin mijloace peste măsură de mult. Nenecesare chiar de multe ori, dragi prieteni. Cum vă imaginați că mergem la țară, din loc în loc, din biserică în biserică și găsim niște frați ai noștri, în vârstă, care abia reușesc cu pensia mică pe care au de pe o lună pe alta să-și ducă viața pe acest pământ. Și ei sunt credincioși în darurile și în zecimile lor. Iar eu vin ca pastor, ca predicator, în zona respectivă, într-o mașină foarte scumpă și opresc la ușa bisericii. Și sunt îmbrăcat cu un costum foarte scump și așa mai departe. Frații mei, de unde este imaginea aceasta? Observați că imaginea aceasta nu este deloc în armonie cu Evanghelia lui Iisus Hristos? Asta fac prietenii noștri ortodoxi și ceilalți. Pentru că ei nu înțeleg aceste principii. Dar Dumnezeu vrea ca și noi să ne întoarcem la această atitudine, mă scuzați, la această viață simplă pe care o trăiau apostolii, biserica primară. În biserica primară nu erau bani, frații mei, nu erau mijloace. Oamenii aceștia, prin sărăcie, au adus Evanghelia mai departe. Aș vrea să vă citesc un alt gând. Mă apropii de încheiere, treptat, dar vreau să înțelegem ceva foarte important în această ocazie și mă rog ca Dumnezeu să impresioneze mintea noastră și să ne ajute să facem schimbările de care avem nevoie. Aș vrea să vă citesc o imagine a sorei White. Sora White vorbește din nou în acest paragraf și vreau să fiți atenți la problema pe care ea o pune înaintea noastră. Cartea pe care vă voi citi este Mărturii, volumul 1, la pagina 90. Ascultați o parte din experiența sorei White, la început, când a apărut mișcarea adventă. Fiecare pas trebuia să-l facem prin credință. Eram încă încovoiați sub sărăcie și siliți să practicăm cea mai strictă economie și tăgăduire de sine. Voi prezenta un mic extras dintr-o scrisoare adresată familiei Howland, din data de 16 aprilie 1852. Ascultați cu atenție.
Tocmai ne-am stabilit în Rochester. Am închiriat o casă cu $175 pe an. Aveam presă de tipărit în casă. Dacă nu era aici, trebuia să plătim încă $50 pe an pentru atelierul de tipărit. Ați zâmbit dacă ați putea privi și ne-ați vedea mobilă. Am cumpărat două paturi masive cu 25 de cenți fiecare. Soțul meu mi-a adus 6 scaune vechi, din care nu sunt două de același fel, pentru care a plătit $1 și curând mi-a mai adus alte 4 scaune vechi, fără partea de șezut pe ele, pentru care a plătit 62 de cenți. Vreau să încercați să vă imaginați starea umilă, condiția umilă și sărăcia prin care a început această biserică, această mișcare adventă. Și uitați-vă cum trăia chiar profetul lui Dumnezeu. Fiți atenți! Soțul meu, așa, merge mai departe. Cadrul scaunelor este solid, le-am încercat. Untul este atât de scump încât nu am cumpărat și nici... Mă scuzați! Nu am cumpărat și nici cartofi nu ne puteam permite. Folosim sos în loc de unt și napi în loc de cartofi. Primele mese le-am așezat pe o scândură sprijinită pe două butoaie, goale de făină. Noi suntem gata să îndurăm lipsuri dacă putem face ca lucrarea lui Dumnezeu să înainteze. Noi credem că mâna Domnului a fost asupra noastră când ne-a călăuzit în acest loc. Câmpul este mare, dar lucrătorii sunt puțini. Adunarea din sabatul trecut a fost minunată. Domnul ne-a înviorat cu prezența Lui. Din când în când plecăm pentru a participa la conferințe ținute în diferite părți ale câmpului. Soțul meu predică, vinde cărți și lucrează pentru a contribui la răspândirea ziarului. Circulăm cu trăsura și ne oprim la prânz pentru a ne hrăni calul la marginea drumului și pentru a prânzi și noi. Apoi cu hârtia și tocul de pe capacul cutiei de mâncare sau pe partea de sus a pălăriei a soțului meu, scriem articole pentru review și pentru instructor. Domnul a binecuvântat din plin eforturile noastre și adevărul a atins multe inimi. Ce părere aveți, frați și prieteni, cu privire la această imagine? Observați câtă sărăcie și câtă lipsă era în familia aceasta. Iar sora White ne spune că lucrarea nu se va încheia cu o stare a lucrurilor mai puțin decât a fost în timpul acela. Adică ceea ce ne așteaptă pe noi în viitor este exact același lucru, dar mai mult de atât. Lucrarea aceasta, frații mei, să nu credeți că se va încheia cu resursele acestea pe care noi le avem astăzi și cu bogăția noastră și cu etalarea noastră și cu luxul pe care îl avem noi. Dați-mi voi să vă citesc acest gând. Vom încheia în curând. Ascultați cu atenție. Citatul acesta vine din cartea Divina Vindecare 36. Și aici aș vrea să fim foarte atenți pentru că mulți dintre noi ne bizuim și ne sprijinim pe puterea noastră când ne gândim la această problemă a încheierii lucrării. Uitați ce spune Dumnezeu. Bogăția sau o poziție socială înaltă, echipamentul costisitor, forma arhitecturală sau mobilierul nu sunt esențiale pentru înaintarea lucrării lui Dumnezeu. Și nici realizările care câștigă aplauze din partea oamenilor și stârnesc vanitatea. Frații mei, are nevoie Dumnezeu de aceste lucruri pentru ca să-și încheie lucrarea? În niciun caz. Dumnezeu va dovedi că El o va încheia prin niște mijloace foarte și niște căi foarte simple. Acum problema este alta, frații mei. Dacă Dumnezeu la sfârșit va folosi mijloace, metode, căi simple pentru a încheia lucrarea Lui, observați că Dumnezeu nu poate să folosească pe oamenii care sunt complicați, complexi, în această lucrare ca să o încheie, dar și ca să-i folosească să o încheie împreună cu ei? Cu alte cuvinte, dacă eu merg pe acest drum larg al luxului, extravaganței și al confortului și nu sunt dispus să umblu pe calea lipsurilor și a sărăciei și a greutăților, Dumnezeu nu mă va putea folosi în această lucrare, în ce privește marea strigare când va veni încercarea peste noi. Eu singur mă descalific prin faptul că aleg această cărare. Frații mei, haideți să ne trezim cu toții din somnul în care ne aflăm în prezent. Haideți să dăm la o parte, să rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să lăsăm la o parte tot confortul din lumea aceasta. Vă dați seama că Dumnezeu intenționează ca noi să trecem prin această experiență așa încât să fim
mulțumiți dacă vom avea o bucată de pâine pe care să o mâncăm? Ce am citit în Isaia 33? Pâinea și apa nu va lipsi. Asta nu înseamnă că mesele noastre vor fi foarte bogate, nu? Și astăzi avem o varietate mare de alimente pe mesele noastre. Când vom ajunge acolo, va trebui să fim mulțumiți cu puțin, frații mei. Și din punct de vedere al alimentației. Fie ca Dumnezeu să ne dea putere și să ne ajute să înțelegem această chemare din partea lui Dumnezeu. Este o solie importantă. Și m-aș bucura atât de mult dacă noi vom accepta acest mesaj din partea lui Dumnezeu. Și închei cu următorul gând. Aș mai fi avut și alte lucruri să vă spun, dar vreau să rețineți doar următorul gând în momentul în care ne apropiem de încheiere. Este foarte important să-l amintești și pe acesta. Această lucrare trebuie făcută cu urmașii lui Hristos și trebuie făcută cu cele mai simple mijloace. Familiile trebuie învățate cum să îngrijească pe bolnavi. Nădejdea Evangheliei trebuie reînviată în inimile bărbaților și femeilor. Fie ca lucrarea de vindecare, medicii să lucreze în mod inteligent, nu cu medicamente, ci urmând metode raționale. Aici e alt subiect pe care îl vom trata în altă ocazie. Apoi, prin rugăciunea credinței, se facă apel la puterea lui Dumnezeu pentru a opri înaintarea bolii. Acest lucru va inspira în cei suferinți încredere în Hristos. Și în puterea rugăciunii și le va da încredere în metodele noastre simple de tratare a bolii. Ce spune cuvântul? Lucrarea se va încheia, lucrarea va avea succes când noi vom folosi metode simple în lucrarea de vindecare. Dar noi astăzi vrem să facem ce? Vrem să facem ce face lumea noastră. Vrem să folosim cea mai sofisticată aparatură. Și avem mai multă încredere în ce a descoperit știința lumii acestea decât ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Frații mei, observați că dacă noi nu acceptăm planul lui Dumnezeu și nu mergem pe această cărare îngustă, noi singuri vom cădea în această prăpastie. Noi nu vom continua să înaintăm spre împărăția lui Dumnezeu. Pentru că drumul se face tot mai îngust. Și pe acest drum nu va intra decât acela care renunță la lucrurile care îl împiedică să meargă mai departe. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să fim înțelepți. Citesc ultimul gând. Mărturii volumul 524. Dumnezeu lucrează prin mijloace simple pentru a-și despărți și a-și face copiii diferiți de lume. Cu alte cuvinte, semnul distinctiv al lui Dumnezeu între lume și biserică este exact subiectul pe care eu l-am prezentat în această ocazie, și anume, o viață simplă, umilă, în care este sărăcie, lipsuri, greutăți și așa mai departe. Acesta este semnul prin care Dumnezeu ne desparte de ceilalți. Dar nu, probabil că nu ne place semnul acesta. Însă unii, spune ea, s-au îndepărtat atât de mult de simplitatea lucrării și de căile lui Dumnezeu, încât ei sunt pe deasupra lucrării și nu în cadrul ei. Deci, frații mei, ce se întâmplă cu aceia care se îndepărtează de simplitatea lucrării? Ce se întâmplă cu aceia care refuză planul lui Dumnezeu și care nu acceptă să trăiască o viață umilă și modestă pe acest pământ? Ei nu mai sunt în cadrul lucrării, ci sunt pe deasupra. Și dacă ești pe deasupra, dacă nu ești în cadrul acestei lucrări, înseamnă că atunci când vine încercarea, tu vei rămâne pe deasupra. Tu nu vei înainta cu această rămășiță a lui Dumnezeu. Închei cu acest gând. Fie ca Dumnezeu să ne dea putere, frații mei. Ca noi să urmăm exemplul lui Iisus. Domnul Iisus Hristos a mers pe această cale și El ne invită să mergem pe aceeași cale. Să călcăm pe urmele Lui. Haideți să cerem Dumnezeu putere să dăm la o parte toate lucrurile din viața noastră care ne împiedică să ducem această viață umilă. Și haideți să fim gata să acceptăm planul lui Dumnezeu ca biserică, ca instituții, ca indivizi, ca familie. Haideți să înlăturăm toată această extravaganță și toată această risipă de mijloace și de bani prin care noi nu facem altceva decât să ne facem o viață cât mai ușoară și mai confortabilă într-un timp când noi știm că ne așteaptă o vreme foarte, foarte grea în viitorul apropiat. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune și putere în a-L urma pe Dumnezeu până la capăt. Și El să ne ajute pe fiecare în parte.